în timp ce se pregăteau băieții și astea, cu camerele cu alea, trece un echipaj de jandarmerie, încetinește așa, pe lângă noi erau doar mașini, adică nu li s-a părut mare șmecherie. Și pe aia a văzut camere, erau așa camere peste tot și trepiede. Și erau, a, stai, și s-a oprit, s-a dat jos din mașină, au făcut poze la mașini și au zis că stați așa băieți, că trimite un echipaj. Și ne-am mai dat acolo după aia jumătate de oră și am venit aici, în partea asta, unde e Caterinca, aici e uscat, acolo era pe Ude.